live chiar acum cu meciul We Love Gaming versus Infinite, live pe canalul nostru de YouTube Infinite Gaming. Vă las link aici, intrați, vă așteptăm. Hai Infinite. Așa. Stai să vedem partea jucătorilor noștri. Foarte bine, Zeus face fragul pe Broken. Mai au un jucător în City Spawn, băieții noștri. Zeus acolo cu încă eliminare și pe Never Sober. Pică bomba acolo, Desire. Zeus fragul și pe Zack Luta. Și să vedem aici pe Desire ce va face. 1 vs 2, îl elimină pe Zeus și rămâne Lawless acum într-o situație de 1 vs 1. Desire se așteaptă și să vedem, atent aici, Lawless face fragul 2 la 1, dar ce fragul, de aceea nu, de aceea am stat alt tab, mă scuzați. Foarte bine ZRK conduce aici cu un prim frag, două fraguri pentru ZRK aici. Trei molotoave acolo totuși, ZRK trebuie să fie atent. Zeuț are un jucător acolo în short, face fragul Zeuț. Și în acest moment situație de 5 vs 2. Nu, trebuie să încerce Ema să dea din nou cu ad.com, lineup, ZRK, nu știu ce, bla bla bla. Foarte bine Flash acolo a făcut fragul și ZRK și el cu fragul pe jucătorul din site-ul B. Lui Never Sober. Foarte bine ZRK din nou cu entry-ul. Două fraguri pentru ZRK, mai are un jucător aici sub balcon. Îl găsește ZRK până la urmă. Face fragul. Păi Emma, n-auzi? Încearcă să mai bagi odată comanda. Scrie din nou ad.com. Mai dă odată. Petre, te salut. Bine, bine ai venit, Petre. La mulți ani, la mulți ani. Foarte bine, Lawless aici împreună cu Aza o... Unde au informația că nu este nimeni, au 3 jucători în site. Se face acolo intrare, ZRK reușește un frag, însă va fi destul de greu pentru restul jucătorilor noștri. Foarte bine aici Flash cu fragul pe jucătorul din... de la cimitir de acolo. Foarte bine, Waz cu două fraguri. Ce headshot-uri reușește jucătorul nostru. Fericire pentru noi, nu-l folosește. Flash atent și face eliminarea 8 la 2 scorul pentru echipa noastră. Pentru cei care probabil ați văzut sau nu știu dacă ați văzut, avem și un clip păstat pe canalul nostru cu un 1 vs 1 între doi influenceri din echipa noastră. Petre Ionescu, da, încă nu am anunțat line-up-ul oficial, dar acesta va rămâne. Nu i-am anunțat și oficial pe băieți pentru că încă nu ne-au venit tricourile. Avem de făcut o filmare și câteva poze. Never Sober aici. Stai să vedem runda asta și discutăm după aia. Flash acum îl pune la pământ. Avea doar 12 HP acesta. Guys, mă ajută teribil dacă intrați și voi pe cei de la Wheel of Gaming să mai câștige aici o rundă. Dar să vedem. Waz aici eliminat, deși inițial vă reușise acolo să facă primul frag. A fost eliminat la fel și ZRK. Siguranță, vedem pe Flash la un 7000.
Waz cu 8100, Lawless cu un 2650 și Zeus cred că ar trebui să primească drop pentru un full buy. Lawless aici cu fragul și deja nu se mai pune problema. Puteți să intrați acolo să aruncați o privire, v-am zis, chiar ne ajută aici pentru la... că... În City Spawn, că unde reușește să se infiltreze. Dar Waz are o poziție foarte bună și reușește fragul pe Zac și în acest moment este un singur jucător pe site. Sober acolo în librărie. Dar Waz foarte bine cu acest headshot și este singur pe site acum Desire. Îl prinde pe Waz. AVP-ul de aici, de la site-ul B, se aruncă molotovul, flash-ul. Prins aici ZRK și da, exact, o rundă destul de greuță aici. Flash încercat aici să ZRK infiltrai, sunt 3 jucători către site-ul B, dar este prins ZRK aici de către Broken și entry-ul merge către cei de la... Waz aici cu fragul pe Broken, însă din nou AVP-ul celor de la Wheel of Gaming este acolo. Lawless cu fragul pe Never Sober. The bad guy aici reușește încă un frag. Zeuț! Oh my god! Oh my god! Zeuț aici reușește un frag, este pus la pământ de către bad guy. Flash el cu un frag. Au fost 3 jucători către site-ul pe jucătorul din... Never Sober acolo. Da, fac fragurile instant cei de la Willow. Toate echipele alea și pierdeam de la 14-5. Aveam avantaj și pierdeam după aia. 16-14. Trebuie să treci prin situații de genul ăsta ca să capeți experiență și să ajungi acolo unde trebuie. Foarte bine Zeuț aici cu două fraguri destul de importante și să-l vedem pe... Nu știu de ce s-a întors Waz către banană. Avea tot info-ul de prost. Nu-mi doresc să mai fie schimbări. Vrem să avem un lineup consistent care să crească în timp și nu... Să ne putem dezvolta atât cât și ca organizație, cât și ca... joc și performanțe ale echipei. Iar nu pot nici să vin, să zicem că vrem și să creăm un lineup de genul ăsta, pentru că nu, cum să spun eu, nu e o siguranță. Dacă mâine te duci și ei, să zicem, cei mai buni jucători, nu e o siguranță. Foarte bine ai Zeus cu fragul. Așa că, na, ai nevoie de bonuți să poți să... Nu, Petre. Vrem pe... Știu ce zici, doar că nu... avem nevoie de un coach din afară, chestia. Avem nevoie de cineva care să dea... foarte bine s-a băgat aici flash, însă a avut un pic de ghinion acolo. Prins aici și Zeus din banană și cred că va fi rundă pentru cei de la coach care să-i ajute în primul și în primul rând mental. Pentru că băieții ăștia... Îți iei în perioada Crăciunului, na, vă dați seama, sau am jucat doar meciurile pe care le aveam programate și nu au putut fi reprogramate. Văzut aici Zeus de către Desire. Foarte bine ZRK aici cu două fraguri, aruncă heul. Încă un frag pentru ZRK, n-am mai avut aici glanțe și pentru al patrulea jucător, însă foarte, foarte bine. Lawless împreună cu Flash și Waz reușesc retake-ul. Zerecacule astea în care, bă, chiar e nevoie să tragi, adică... Uite numai cum s-a jucat runda asta, uite cât de agresiv s-a jucat runda asta de către băieți. Când faci un play de genul ăsta de te bagi cu doi oameni în mid, bă, ai nevoie ca băieții aia care se bagă să tragă. Nu să te ierte, știi? Uite cum le trage și Lawless acum. Trebuie să... Va fi un retake full 5v5. Zeuț acolo reușește un frag. Prins de către The Bad Guy mai departe.
Zereca face o eliminare. Încă un frag făcut de Zereca. Flash cu două eliminări și rundă pentru Infinite.